Bună ziua și bine m-am regăsit! În această etalare vom vedea dacă veți reuși să realizați ceea ce v-ați propus și ulterior vom vedea dacă răspunsul este da, dacă veți reuși să realizați chiar în anul acesta. Bun. Și avem așa. Niște cărți un pic mai micuțe pentru a reuși să fac mai multe variante. Și voi să puteți să vă gândiți la numeroase lucruri, cel puțin asta încerc să fac cu cărțile de timp și cărțile mai micuțe, că nici pe asta nu le-am mai folosit de multă vreme. Și dacă sunt persoane care au urmărit etalările de pe o zi pe cealaltă, de cum va fi ziua următoare, și dacă aveți anumite preferințe, să folosesc anumite cărți pe acestea sau cele pe care le folosesc acum, vă rog să-mi scrieți în comentarii pentru că aș avea nevoie de sugestiile voastre despre cum vă place să fac etalările, dacă vă plac și vă sunt utile cele de pe o zi pe alta sau nu, ca să pot să optimizez conținutul să fie în permanență ceea ce rezonează cu voi și ceea ce vă face plăcere. Ok, numai în moment. Iar dacă sunt persoane care vor să cumpere acei pomișori care au mai fost publicați, bine, o să-i mai public eu încă o dată. E bine, dacă sunteți interesați de acei pomișori, să știți că încă îi avem pe stoc. Și urmează, momentan lucrez la website-ul ce urmează să fie lansat. Nu știu exact când voi reuși să-l și lansez în mod oficial. Însă, momentan lucrez la el și încerc pe cât posibil să îl fac destul de repede. Și lucrez și la acele abonamente. Sper că destul de curând voi reuși să le lansez pe toate. Ok. Și atunci avem așa. Varianta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 variante. Dacă vi se par prea multe cărți sau considerați că nu vedeți destul de bine aceste cărți, nu este nicio problemă. Este suficient să închideți ochii, respirați adânc și alegeți un număr între 1 și 18. Dacă aveți nevoie de timp suplimentar, o să vă rog să puneți pauză la acest videoclip și eu voi începe cu varianta numărul 1. Da, există un potențial pentru a rezolva acest lucru. Și pentru a îndeplini acest lucru, s-ar putea să aveți o mică problemă cu tot ceea ce ține de acte oficial. S-ar putea să aveți anumite restricții, întârzieri, deci un pic de atenție la acest lucru. Există potențialul de a rezolva acest lucru în acest an, însă recomandarea mea ar fi că dacă vreți să rezolvați în acest an, încercați să rămâneți echilibrați cu un 6 de monede, zice, inclusiv în partea financiară. Încercați să aveți grijă la costurile pe care le veți avea. S-ar putea să aveți anumite evenimente în familie destul de curând care o să vă solicite niște sume din buzunar. Tocmai de aceea v-aș sugera să fiți atenți, că să puteți mișca un pic lucrurile mai repede. Bun. Voi lăsa cărțile negre ca să... Mă rog, albastru închis, da? Să se vadă exact până unde am ajuns. Bun. Varianta a doua. Există potențial, dar ar fi bine să vă folosiți de faptul că aveți anumite abilități creative. Probabil vă place să pictați sau să faceți o anumită activitate.
încercați să vă concentrați mai mult asupra acelei activități și pe termen lung vă va servi întotdeauna. Acea abilitate vă va forța să lucrați în colaborare cu alți oameni, dar nu ca subaltern al cuiva, ci efectiv ca freelancer sau patron. Deci, vă văd să reușiți ceea ce vreți, dar independent. Okay. Varianta 3. Așa, aici este posibil să va dura un pic, la 2 va dura un pic mai mult de anul ăsta. Ok. La varianta 3, sincer, nu văd să reușiți acest lucru. Ideea este că acest lucru pe care voi vi-l doriți va duce la o neînțelegere foarte mare cu persoanele dragi, dar nici nu veți reuși să fiți foarte productivi. Vă sugerez să vă îndreptați forțele către o altă. Către un alt scop. Okay. Varianta 4. Din nou, acest obiectiv văd că vă va duce către stagnare și conflict. Probabil vă va părea în primă fază un noroc ca atât peste voi, însă nu văd să fie un lucru foarte benefic. Mai mult vă va scoate un pic din minți. Sincer, mai ales dacă v-ați pus această dorință în legătură cu un suflet geamăn. Deci nu, lăsați-l. Lăsați-l să se ducă. Ok. Varianta 5. Din nou nu. Deci am un 4 de cupe și un 5 de monede. N-am ce să vă fac, chiar. Nu. Aici o să puneți eforturi în van, pur și simplu. Ok. Așa. Următoarea. Aici totuși există un potențial pe care ar merita să-l explorați, într-adevăr. Numai, din nou, atenție la acte. Nu văd să fie probleme mari cu acte, doar că va fi un proces destul de greu acesta. Se va mișca destul de lent. Deci n-aș zice că reușiți până la sfârșitul anului, dar veți reuși. Rămâneți hotărâți. Următoarea. Încercați să rămâneți echilibrați și să nu vă lăudați prea mult. Focusați-vă toată atenția pe acest proiect și veți reuși. Un pic la limită în legătură cu timpul. Este posibil să se amâne un pic până la începutul anului următor, dar oricum n-ar fi prea târziu, nici atunci, bănuiesc. Următoarea carte. Ok. Acest plan, cu acest plan încercați să deveniți mai independenți, nu mai aveți grijă la anumite capcane ce vi se pot întinde. Probabil că nu cunoașteți suficient de bine domeniul, probabil că nu știți încă anumite lucruri, încercați să vă documentați. Deși răspunsul meu aici ar fi din nou nu. Următoarea. Aici e o situație nouă. Din nou legată de acte. Încă o dată nouă, un pic legată de noroc. Ok, bun. Pentru persoanele care vor să-și iau un împrumut, aveți grijă la clauzele împrumutului pentru că o să vă țină legat destul de mult. Dacă vă deschideți o firmă, grijă la acte pentru că s-ar putea să nu știți să completați corect anumite acte și să aveți probleme din cauza acelor acte. Mare grijă dacă vă știți că vreți să faceți niște lucruri mai puțin legale. Nu v-aș recomanda. Deci, sincer, cu justiție și cu diavol, dacă are cineva intenții de a face niște lucruri mai ilegale, nu. Chiar nu.
Aici nu. În situația asta chiar nu e de joacă. Nu știu ce vreți să faceți, dar dacă faceți ceva ilegal, chiar cea mai negativă, asta e. Ok. Următoarea. Da, poate fi rezolvat acest lucru ca, ca și colaborare, ca o înțelegere, ca și un contract, ca și o prietenie și relație se poate întemeia de aici, însă aveți grijă cu această situație să nu ajungă prea mult în gura lumii, pentru că există un risc dacă ajunge prea mult în gura lumii. Ok? Următoarea. Azi de spate. Această situație s-ar putea să vă creeze mai multă anxietate decât să vă ajute. Poate să fie o situație stabilă, dar asta nu înseamnă că vă mulțumi prea mult. Încercați să vă puneți gândurile în ordine ca să vă dați seama dacă într-adevăr ați vrea această situație sau nu în aceste condiții. Următoarea. Da, aici este din nou un potențial de a rezolva anumite lucruri, deci nu vă faceți griji. Chiar există potențial, doar fiți hotărâți pe voi. Dacă este nevoie, bateți cu pumnul în masă, cu siguranță veți reuși. Aici, să vedem. Din nou poate să fie vorba despre un suflet geamăn. Această persoană se gândește mai intens la voi dacă vorbiți despre, dacă vă referiți la o persoană, vrea să vă aleagă pe voi din toate opțiunile sale pentru care opțiuni, iar dacă și va comunica destul de curând alături de voi, vă spune că vrea o situație destul de serioasă, destul de curând, până la sfârșitul anului, dar se va întâmpla. Dacă este vorba de alte aspecte, oricum este o situație destul de pozitivă, foarte mare reușită. Poate să fie pur și simplu o situație în care sunteți pur și simplu în concurență cu alți oameni, dar veți reuși. Următoarea. Această situație este ca un joc de noroc, dar nu vă duce noroc mai deloc, mai mult investiți decât reușiți să obțineți. Vă recomand să nu. Ok. Următoarea etalare. Încercați să lăsați la auto deoparte. Ați avea niște reușite, dar dacă s-ar putea să vă scăpați, să spuneți mai multe lucruri decât ar trebui și să vă faceți probleme. Ok. Și nu e nici da, nici nu. Doar mare grijă. Ok. Următoarea. Dacă ați ales asta, o să vă rog să alegeți altceva. Ok. Aici. Aveți grijă la iluzii. S-ar putea să vi se pară că această ofertă este foarte benefică, dar nu este așa cum vi se pare vouă. Încercați să vă focusați atenția către altceva, pentru că nu, efectiv, acest lucru nu este pentru voi. Ok, următoarea. Aici, într-adevăr, aveți succes și mai ales dacă lucrați cu o zodie de pământ. Sau dacă încercați ceea ce încercați cu o zodie de pământ. Și ultima variantă, 18. Aveți de făcut o decizie. Ideea este că trebuie să rămâneți un pic impulsivi, dar să și luați în calcul tot ce se poate întâmpla, pentru că pot fi anumite pericole ascunse la care trebuie să aveți mare grijă. Cam atât am avut pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și sper să ne revedem cât mai curând. La revedere!